Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș deține pe secția de terapie intensivă 10 paturi pentru pacienții COVID. Dintre acestea, 9 sunt ocupate în acest moment. Au existat zile în această săptămână când toate paturile au fost ocupate, a declarat în cadrul unei conferințe de presă managerul unității spitalicești Bogdan Mihai. Majoritatea pacienților infectați cu noul coronavirus care ajung pe terapie intensivă sunt nevaccinați. Managerul Bogdan Mihai a declarat că suntem în mijlocul valului 4 de pandemie. Ar fi o utopie să spunem că suntem pregătiți. În fața unui flux mare de pacienți, orice sistem cedează, a mai precizat managerul. După cum știți, suntem într-un mijlocul valului 4 și de aici putem dezvolta foarte mult ceea ce putem face și ceea ce nu putem face. La momentul acesta, Spitalul Județean de Urgență are 10 paturi ATI, pe care în prezent 9 ocupate. Ele au fost toate ocupate și în același timp avem și un număr foarte mare de pacienți pe care non-ATI, non-COVID, pe care trebuie să-i tratăm. La momentul ăsta sunt internați în total 231 de pacienți. Sunt niște discuții foarte mari de mărire în numărul de paturi, însă trebuie stabilit faptul că atunci, în mijlocul valului 3, am avut 16 paturi, dar erau niște norme legale care la acel moment dădeau posibilitatea limitării internărilor și serviciilor medicale non-COVID. În prezent, aceste norme legale nu mai sunt în vigoare, sens în care noi trebuie să acordăm același suport oricărui pacient și COVID și non-COVID. Din analiza efectuată până în prezent, majoritatea celor, sau în proporție covârșitoare, cei care ajung pe ATI, sunt pacienți nevaccinați. E o discuție amplă în spațiu public referitor la oportunitatea sau neoportunitatea vaccinării, însă realitatea este aceea pe care vă spun. Cei care ajung în cazuri grave, din analiza pe care am făcut-o noi, sunt nevaccinați. Din perspectiva materialelor de protecție, am asigurat niște stocuri considerabile la acest moment, însă evoluția pandemiei ne poate duce într-o zonă în care aceste stocuri pe care deja le-am estimat ca fiind suficiente să nu fie. Pentru că în momentul în care ai un spital împărțit în două, cu zone COVID și zone non-COVID, ai un consum foarte mare de echipamente și implicit costuri. Ajungând la costuri, pot să vă spun că probabil ar trebui la un moment dat cineva din arcul guvernamental să gândească la o subvenționare sau o dacă vreți, o suportare totală a cheltuielilor pe spitale, măcar în ceea ce înseamnă zona de energie, unde acolo au explodat prețurile și ne așteptăm la niște facturi mult mai mari. Desigur, lucrurile astea se vor vedea în câteva luni. La momentul ăsta, noi nu ne-am oprit în procesul de modernizare a spitalului, a face cu resursele pe care le avem, optimizăm diferite zone și diferite servicii, dar desigur, dacă vom ajunge într-o zonă în care să putem asigura doar funcționarea cu veniturile pe care le avem, aceste zone de dezvoltare vom fi nevoie să le oprim. În rest, multe lucruri, mai noi nu prea am să vă spun, probabil ați văzut întemeiat construcția corpului nou, se lucrează în două ori destul de alert. Sunt lucruri care sunt evidente și nu am răsul de dezbat. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Care este termenul de finalizare la acolo? 2024, dacă nu așa. Așa. 2024. Da, e posibil să termină mare în ritmul în care lucrează. Se pare că avem un termen care poate fi nu neapărat depășit, ci terminat mai devreme. Terminată construcția mai devreme. Cum se face repartizarea bolnavilor COVID? Cine pleacă la urgență? Cine are de la Călăraș? În principal, aici a fost o discuție și zilele trecute am dat-o la prefectură. Este o cazuistică spitalului pe care tratează spitalul de la Oltenița, este o cazuistică oarecum non-urgentă, nu foarte gravă. Ei neavând linie de gardă și nici ATI cu toate dotările. Iau un medic sau doi ATI, dar aceștia nu asigură o permanență. Practic, neasigurând permanența, nu pot să spui că tratez bolnavă doar în oftore, ce facem celelalte despărțiori. În principiu, cazurile grave sunt tratate la noi și acolo cazurile oarecum care necesită monitorizare.
Ce se întâmplă cu copiii care ajung în stare gravă? Există ATI pentru pediatrie? Noi avem două patru pregătite pentru ATI pediatrie, dar este foarte dificil de lucrat cu... pentru că zona de pediatrie ATI implică un specific anum pe care tu nu ai un medic care să asigură tot ceea ce înseamnă nevoile de ATI, dar trebuie să mai ai și o zonă dedicată pe ATI. La acest moment, probabil, dacă ne vom confrunta cu zone, noi nu am avut zone de ATI, nu am avut cereri pentru ATI din partea unor minori. Dar dacă avem protocolul, este îl stabilizăm și îl transmitem către una din unitățile care gestionează din București, unde sunt, au echipamente și ce înseamnă personal în flux continuu. Instalația de oxigen există doar pe secția ATI sau și izolatoare? Nu, instalație de oxigen există, izolatoarele sunt făcute pe secții care au instalații de oxigen. Practic am împărțit-o cu niște secții care tratează o cazuistică mai largă, cum ar fi secția medicală, s-au creat niște paturi ATI și izolatori cu despărțitor, cu aviz de SP, cu tot ce se are. Dar, în realitate, fluxurile sunt tot aceleași prin care intri într-o singură ușă. Și trebuie să faci și un fel de bază la asta încât să poți să limitezi accesul și să nu ajungi în zona roșie. Nu sunt niște reguli foarte clare ce privește accesul la nivel de documentație. Dar, teoretic, trebuie să ai intrare și ieșire separat. Practic, într-un spital unde tu ai o singură zonă de intrare care e și cea de ieșire, trebuie doar să jonglezi cu ce spun, niște paravane cu o zonă o struță, o cămilă, în final. Alte întrebări? Despre RMN. Ce RMN nu este funcțional. Am, chiar am pus zilele acestea, am pus cap la cap niște date care ne-au conturat o imagine a ceea ce s-a întâmplat acolo. Însă mai avem de evaluat, pentru că sunt niște nuanțe și foarte multe tehnice. Am făcut și o solicitare la producătorul echipamentului, nu la firma care asigură mentenanța, întrucât suntem amânați și de firma respectivă, în prisma lipsei de specialiști. Practic, în esență, pot spune atât, din cauza unei intervenții temporizate, ca să spun așa, sau nefăcute la timpul lor, echipamentul s-a deteriorat constant. Și am ajuns astfel în situația în care un echipament în 2017 să fie oarecum nefuncțional și nu știm dacă după ce îl vom repara, va fi funcțional. Desigur, facem evaluare și vedem la un moment dat către cine ne îndreptăm ca să recuperăm banii respectivi. Cum credeți că va gestiona spitalul 4-4 de copii în perioada calvinească? Și aș adăuga eu nu numai din punct de vedere al tratamentului pentru persoanele afectate de COVID, ci și al pacienților cu alte patologii, adică dacă vor mai fi afectați în sensul că nu vor avea loc în spital din cauza COVID. Tocmai asta am spus la momentul primei în valul 3, era o fugare în ordine 555, care limita accesul persoanelor non-COVID în spital. La acest moment, ordinul respectiv nu mai este în vigoare, a intrat un alt ordin care nu are această prevedere, în sensul în care noi suntem obligați, cum e și normal, să asigurăm o asistență medicală de specialitate, indiferent de patologie. La acest moment, cum am spus, avem 231 de bolnavi internați, între care 34 COVID. Practic, e aproape de, nu știu, 9 ori mai mult, sau 7-8 ori. Revenim la întrebarea dumneavoastră. E clar că încercăm să gestionăm mai bine, însă aceeași situație o cunoaștem din ceea ce înseamnă valurile trecute. Depinde doar în funcție de fluxul de pacienți. În fața unui flux mare de pacienți, orice sistem cedează. E o utopie să spun că suntem pregătiți și că vom putea. Suntem pregătiți la acest moment. Însă, poate că cu faptul că noi gestionăm cu... Aș vrea să mai spun câteva lucruri legate de ceea ce a spus Bogdan Mihai și mă refer la inițiativa pe care a avut-o Partidul Social Democrat anul trecut,
când a susținut testarea în masă a populației. Dacă atunci s-ar fi luat în considerare aceasta, astăzi poate că nu ne-am fi confruntat cu atât de multe cazuri, sau valubat cu siguranță ar fi existat, dar nu la acest nivel. Iar vis-a-vis de facturile mari care au ajuns și la spital, la instituțiile publice, prin nou proiect de lege care urmează să ajungă în Parlament, mă refer la plafonarea prețului la energie, de această plafonare va beneficia și facturile care ajung la spitale, la instituțiile statului.